Teme deschise cu Marina Dumitrescu. Bună seara! Teoretic, la 33 de ani, o carte de natură confesivă ar fi poate nejustificată. Și totuși lucrurile nu stau neapărat așa. Cartea lui Ciprian Voicilă, Diavolul din pahar, amintiri din iadul beției, apărută la editura Areopag, dovedește că un spirit onest și matur poate filtra o experiență a tinereții, astfel încât ea să devină paradigmatică. Atunci când, evident, talentul literar slujește logica mărturisirii și nu obsesia narcisistă a punerii în evidență. Purtând un titlu mai degrabă frust, cartea lui Ciprian Voicilă, cercetător la Muzeul Țăranului Român și semnatar deja al unei bibliografii consistente, își descoperă în fața cititorului virtuțile pe măsura unei lecturi care devine cu fiecare pagină mai captivantă. Ea, de fapt, vorbește despre o perioadă în care eu m-am format, în perioada adolescenței, dar în această perioadă a adolescenței, pe lângă influențele pozitive, am devenit dependent de alcool, eram alcoolic, ce să mai discutăm. Și cumva asta mi-a marcat personalitatea, pentru că s-a suprapus exact cu perioada liceului, 1994-1998, continuându-se mulți ani și după aceea. Eu am mai avut tentative, chiar am scris un volum de proză cu prietenii mei de aici, de la Muzeul Țăranului, Călin Torsan, Cosmin Manolache și Sorin Stoica, Povestiri mii și mijlocii, dar m-a nemulțumit faptul că există riscul ca un adolescent să citească ceea ce am scris eu, din acea literatură pură, să spunem așa, și să înțeleagă că e foarte ok, de pildă, să te apuci și serios de băut. Perioada aceasta de dependență față de alcool a durat destul de mult, nu? Până exact 8-9 ani, așa. Ceea ce este interesant și din fericire este că, deși ai avut această aplecare, nu ai părăsit o reflecție serioasă și profundă asupra vieții. Ai fost tot timpul între două căi. Totul pornește de la titlu. I-am pus un titlu așa mai dur ca să se înțeleagă foarte clar mesajul. Diavolul din pahar, în sensul că, bun, așa cum există un demon al lăcomiei, cu siguranță că există și un demon al beției. Intenția mea nu a fost să scriu un text pur literar, ci să îmi mărturisesc o parte din experiențele pe care le-am avut și adolescentul să înțeleagă că din curiozitate, pentru că din curiozitate ne apucăm de toate, și de fumat și de băut și de alte lucruri, din curiozitate pot cădea într-o formă de dependență care îi poate ține pe loc sau îi poate trage înapoi o viață întreagă. Și i-am spus diavolul din pahar, pentru că în grecește la diavol se spune diabolos. Tradus în românește ar însemna cel ce separă, cel ce desparte, cel ce scindează. Ori omul care consumă regulat alcool trăiește într-o formă de schizoidie, adică are un tip de viață, viața omului treaz, și un alt tip de viață, viața omului beat. Chiar în perioada respectivă, una din cele mai crunte experiențe era că a doua zi nu mi-aduceam aminte ce am făcut. Și mai mult decât atât, eu am vrut să scriu o carte care să fie de folos. De aceea, în ultima parte, am pus chiar acatistul Maicii Domnului Potirul Nesecat, pentru că este un acatist care se citește fie de persoanele dependente de alcool, fie de familia persoanei dependente de alcool.
Anatomia stării de beție este făcută de Ciprian Voicilă cu maximă luciditate. Citez. Beția avea efecte devastatoare asupra mea. Îmi crea probleme de identitate. Cine eram eu cu adevărat? Cel treaz sau cel beat? Când eram treaz, eram liniștit, pașnic, conversam cu plăcere, mă bucuram de prezența celorlalți. Când mă îmbătam, deveneam o fiară. Puteam bea fără probleme 100 de grame de tărie sau o bere. Puteam bea și pe a doua. După a doua, nu mai simțeam nevoia să o beau și pe a treia. Dar după a treia bere sau după a treia 100 de grame de tărie, simțeam cum se deschide o supapă în mine și beam până îmi pierdeam mințile. A doua zi mă trezeam cu o greață infinită, cu teama că m-am bătut cu cineva în noaptea precedentă. Sentimentul general era că iar am căzut și că situația asta poate să persiste toată viața. Băutura îmi pulverizase pur și simplu voința. Ascultați emisiunea Teme Deschise. Ciprian Voicilă, cartea ta, care este prezentată într-o formă grafică, în opinia mea, prea modestă, apărută la editura Areopag și care ar merita poate o reeditare într-o formă ceva mai demnă de conținutul ei, are foarte multe planuri. Este, cum spun, o lectură surprinzătoare, pentru că încep să o citești așa dintr-un interes, cum spun, aproape banal și pe măsură ce înaintezi și grație scriturii tale extrem de susținute și de coerente, ajungi să te implici într-un mod foarte profund. Ai început, deci, o aventură intelectual formativă. La București ai ajuns să cunoști personalități, ai intrat în diverse cercuri culturale, în contact cu oameni, într-adevăr, esențial. Am cunoscut 4 oameni extraordinari în București. Unul a fost Irina Nicolau. Eu eram obsedat de chestia asta pe care o citisem în jurnalul cu Petre Țuțea, al lui Radu Preda, învățătura prin învecinare. Deci la mine chiar a fost o învățătură sau o formare prin învecinarea cu Irina Nicolau. Pentru că, din punctul meu de vedere, a fost singurul om cu adevărat original. A fost unul din oamenii care au atras poate cei mai mulți tineri în jurul ei. Deci era Irina, după aia a fost Șerban Anghelescu, care a fost coleg de facultate și cu ea și cu Ioan Petru Culianu. Am fost amândoi colegi aici la Muzeul Țăranului și cu Șerban am intrat pe o altă arie, să zicem așa, culturală, având ca principală paradigmă riturile de trecere. El mi-a dat cartea lui Arnold van Gennep și cartea lui Eliade despre nașterile mistice. M-a învățat, de pildă, cum să recunosc într-un text literar sau într-o poveste, să spunem, moartea lui Ivan Ilici de Tolstoi, această grilă fundamentală a celor 3 faze ale riturilor de trecere. Și prin el am recitit epopeea lui Gilgamesh și l-am redescoperit pe Homer. Și relația cu el, sigur că a fost și afectivă, nu a fost numai, adică și cu el și cu Irina Nicolau și cu Cornel Mihai Ionescu, un profesor extraordinar, cred că cel mai interesant profesor pe care l-a avut facultatea de litere, desigur, după perioada intervenică. Unul din cele mai reușite portrete din cartea lui Ciprian Voicilă este cel al lui CMI, profesorul Cornel Mihai Ionescu, pe care îl găsim la pagina 75. CMI-ul emana prin toți sporii irealitate. Se plimba foarte calculat în timpul cursului, își scotea tacticos cu mișcări lente, lente o țigară, o fuma în sala de curs, o aprindea și, închis în sine ca într-o carapace, își depăna firul gândirii, fir prin care toți gânditorii și oamenii de geniu erau în relație permanentă unii cu alții. Pornea de pildă de la un basm japonez și ajungea la melancolia lui Dürer. Mințile studenților erau impregnate de concepte care formau o adevărată rețea de grup, un background comun.
Ai rămas dator cu al patrulea model. Al patrulea este domnul Marian Panait, filozof care l-a cunoscut în adolescența lui pe Noica. Noica l-a trecut în acea listă de 22 de tineri geniali ai României, sau 21, așa, că era unul la un milion. Da, aceste patru personaje sunt, pentru mine au fost marcante. Care este, deci, prima facultate pe care ai făcut-o? Am făcut o facultate cu dublă specializare, sociologie și psihologie, și după aia filozofie la Universitatea București. Dar aflăm, Ciprian, însă încă ceva de aici, din cartea ta, la pagina 121, și anume: m-am pregătit 9 luni la filozofie cu Marian, despre care tocmai pomeneai, și în vară am dat examen la Facultatea de Filozofie de la Universitatea București și la Științe Politice. Dacă la filozofie am intrat printre ultimii 5-6, pentru că nu respectasem indicațiile lui Marian, la Științe Politice am intrat cu 9,90, al cincilea pe listă. Aici candidaseră 13,5 pe un loc. Am renunțat însă la Facultatea de Științe Politice, la bursă, la locul la cămin pe care l-aș fi primit gratuit, când m-am uitat în orarul facultății și am văzut care sunt profesorii care predau în anul 1. Două puncte: Adrian Severin, Teodor Meleșcanu, Adrian Năstase. Nu intenționam să devin un animal politic, zoon politicon, cum îl numea Aristotel. Amuzant pasajul. Ciprian Văcilă, merge mai departe. Un alt nivel, cum spun, reperabil foarte bine în cartea ta, este unul de natură totuși socioculturală, socială chiar. Ești un om din provincie. Pe mine, în mod special, mă interesează acest raport cu provincia și de asemenea raportul între provincie și provincialism, care este foarte, foarte complex, cel puțin în societatea noastră actuală. Ai venit, deci, din provincie la București. Cum anume se simțea un tânăr provincial în București în anii 90? Eu m-am simțit foarte bine, pentru că, citindu-l de pildă pe Eliade, mi-am construit o anumită imagine mentală a Bucureștiului. Adică abia așteptam să ajung pe strada Mântuleasa, după aia s-a întâmplat chiar să mă căsătoresc într-un restaurant chiar pe strada Mântuleasa. Adică Xanadu? Xanadu, este exact Xanadu. După aia eram înnebunit de anticariatele din București, această plăcere a căutării cărților. La București ai sosit după terminarea liceului. După terminarea liceului, da, ca student la psihologie. Și am făcut 4 ani psihologie, după care v-am spus că am intrat la Facultatea de Filozofie. Și din punct de vedere social, cum a fost integrarea? Era o privire, cum să spun, de superioritate, un fel de discriminare la adresa provincialului, sau care? Era perioada, de fapt, când foarte mulți oameni din provincie aveau posibilitatea să vină liber în București, pentru că până în 90 fusese interzis o bună bucată de timp acest lucru. Eu nu am simțit niciun soi de discriminare, mai ales că din anul 2 de facultate m-am angajat aici la Muzeul Țăranului, Irina Nicolau m-a angajat și, de fapt, gravitam odată în jurul Irinei. Irina ținea și niște cursuri de etnologie, le numise ea Arca lui Noe de la Neolitic la Coca-Cola, și Irina și Șerban Anghelescu, și de fapt pendulam între mai multe grupuri, adică aveam și prieteni în ASCOR, în Asociația Studenților Creștini Ortodoxi, care făceau o chestie extraordinară, organizau conferințe în perioada postului Crăciunului, a postului Paștelui, și invitau mari figuri duhovnicești, ceea ce pentru mine și pentru tinerii ca mine însemnau foarte mult, foarte mult, pentru că oricât ai cititul sau cartea nu poate să suplinească prezența fizică a unei mari figuri trăitoare a Ortodoxiei. Tot cu ASCOR-ul, în perioada sărbătorilor de iarnă, colindam spitalele și cântam colinde. Cum apreciezi acum, însă, Ciprian Văcilă? Ești cercetător la Muzeul Țăranului Român, ai acum o experiență multiplă, culturală, te-ai specializat, deci, în antropologie culturală și religioasă. Cum vezi acum raportul între provincie și provincialism în România? Mi-e teamă că asta este o disjuncție veche,
care nu mai are valabilitate. Gândiți-vă numai că sunt atâtea orașe care au devenit universitare. Acum internetul și orice intelectual poate să publice la revistele din afară, din Occident. Adică nu cred că mai este valabilă. Probabil că în perioada comunistă așa era. Deci exista o cultură a centrului și existau și intelectuali din provincie care poate că nu aveau acces la publicarea în revistele de prestigiu. Exista poate și un monopol al centrului, dar acum mie mi se pare fals, chiar fals. Cel puțin, la fel de intens ca atracția pentru băutură, spiritul juvenil al lui Ciprian Voicilă era fascinat de ideea autorafinării. Încă din adolescență, spune el la un moment dat, am căutat să-mi însușesc reguli cum să citesc 15 ore pe zi, cum să dorm fără a sfărăi, cum să mă însingurez în așteptarea unei experiențe mistice, cum să-mi înving oboseala, cum să-mi potolesc sughițul, cum să beau fără să mă îmbăt sau cum să beau ca să mă îmbăt cât mai rapid, cum să-mi trăiesc conștient visele, cum să-mi interpretez visele, cum să-mi înving frica, obsesiile, amintirile dureroase, cum să-mi amplific masa musculară în cel mai scurt timp, cum să citesc rapid o carte, cum să mă cunosc mai bine și cum să-mi îmbunătățesc relațiile cu ceilalți, cum să-mi dezvolt inteligența emoțională. Am încheiat citatul. Ciprian Voicilă, last but not least, cum se spune în limba engleză, am ajuns la nivelul, aspectul cel mai, zic eu, substanțial și profund al acestei experiențe pe care o povestește în cartea despre care vorbim, și anume experiența spirituală. De-a lungul întregii tale vieți, încă foarte tinere, dar extrem de bogată în experiențe, l-ai avut prezent pe Dumnezeu. Povestește aici în carte că încă din fragedă pruncie ai avut acces la acest orizont. Și o să te rog să ne povestești un pic evoluția raportului tău cu Dumnezeu, pentru că, mulțumită lui și pentru el, de fapt, ai făcut acest pas decisiv de a renunța la patima băuturii, care, trebuie să subliniem, a fost foarte serioasă în cazul tău. Ai niște radiografii, cum să spun aici, ale stărilor tale medicale, foarte percutante, pe care le exemplificăm prin fragmentele de lectură. Deci ai trăit patima alcoolului până la extremă. Nu știu dacă ai fost internat, să spunem, pentru asta, nu chiar, dar ai fost în stări liminare. Da. Revenind la legătura mea cu Dumnezeu, foarte mult a contat faptul că m-a crescut străbunica mea, care era un om foarte simplu, dar care era foarte legată de biserică. Cea mai mare plăcere a ei era să se ducă duminica la biserică, și pregătea cu 5-6 zile înainte hainele speciale pentru duminică, și probabil că dacă n-ar fi fost ea, mi-ar fi fost mult mai greu. Adică drumul de întoarcere poate că nu ar fi existat. Spuneam, mai este și altceva, faptul că de-a lungul acestei perioade de încercare, permanent ai avut și această latură, deci această nemulțumire că îl nemulțumești pe Dumnezeu prin patima. Toate patimile, unii spun că sunt 7, alții spun că sunt 8, te reduc la o stare de pasivitate. Îți anulează voința. Nici o patimă nu este niciodată de plin satisfăcută. Adică bețivul, oricât ar bea, nu simte niciodată că a băut suficient. Lacomul, oricât ar mânca, niciodată nu simte că a mâncat suficient. Cel care iubește banii, la fel. Bun, așa mi-am explicat eu ulterior toată povestea asta. A spus la un moment dat că am avut puterea să mă rup de această patimă. Ideea este că tocmai că jurnalele mele din perioada respectivă sunt pline de decizii, de mâine nu mai beau.
Și acea decizie nu mă ținea mult sau nu avea efecte de durată. De ce? Pentru că deja pusesem greșit problema. Pentru că mă bazam tot pe propriile mele puteri. Vreau să spun, deci credeai că vei putea face acest lucru singur. Singur. Nu te adresai încă lui Dumnezeu ca ajutor, da, sau, infailibil. Sau credeam că e de fapt o împreună lucrare, că El mi-a dat voință și că voința mea e suficientă ca să mă facă să ies din această groapă pe care singur mi-o săpasem. Ori nu este așa. Nu este așa. Există și o parte pozitivă a unei patimi, că te face zmerit. Adică Dumnezeu, prin patima respectivă, îți arată cine ești. Deci era greșit să cred că eu, prin propriile mele puteri, pot să mă dezbar de această patimă. Și finalul a fost exact ăsta. Într-o perioadă a postului mare, pentru că mama trimisese ani de zile acatiste la mănăstiri, în special la mănăstirea Sihăstria. Mama era la curent cu situația ta? Mama era la curent, vă dați seama, și asistase la diverse scene cauzate de alcool și o măcina foarte tare problema asta și cred că pentru rugăciunile ei și ale preoților care s-au rugat pentru mine, Dumnezeu m-a izbăvit de ea. Mi-a venit într-un an, în perioada postului mare, gândul că eu n-am băut niciodată. Că era absurd. Deci, într-o zi m-am trezit cu gândul și nu era numai gând, era o stare anume și o putere care m-a făcut să nu beau în ziua respectivă. Și s-a prelungit chestia asta. Păi dacă n-am băut niciodată, de ce să beau astăzi? Și au trecut ani de zile, au fost vreo 4-5 ani în care nu am mai băut deloc, nu m-am mai atins. În ce an se întâmplă acest post? Nu știu cât să vă zic, 6-7 ani, 7 ani poate, da. Am să mai citesc un fragment frumos din cartea lui Ciprian Voicilă, apropo de acest balans care a existat permanent între viața, cum să spun, elevată, plină de aspirație intelectuală, culturală și spirituală și această patimă de care cu greu s-a dezbărat. Spui tu, consecința majoră a acestei stări era că îmi continuam existența de pendulă care se mișcă cu o forță egală de la extrema stângă la extrema dreaptă a vieții. Scenariul după care continuam să trăiesc presupunea o desfășurare normală a existenței mele cotidiene, bruiate de momentele în care mă îmbătam până nu mai știam de mine, apoi simțeam părerea de rău, îi promiteam solemn lui Dumnezeu că nu o să mai beau niciodată, iar mă îmbătam întâmplător și situația se repeta la nesfârșit. Deci îmi închipui că această tensiune în care ai trăit ani de zile a fost foarte dificilă și foarte dură, dar tot prin ea de fapt ai ajuns la liman. Prin această tensiune, nu? Nu știu, nu-mi dau seama. V-am spus, eu am ajuns la concluzia că Dumnezeu m-a izbăvit, adică nu eu prin propriile mele puteri. De ce? Pentru că încercasem, adică eu țineam post, cum puteam, alimentar, mă îmbătam, să spunem, miercurea sau vinerea, dar mâncam de post. De rugat mă rugam, după aia mi-am dat seama că e foarte complicat pentru că nu sporești nici în rugăciune, în nevoință, ceea ce numim noi creștini ortodoxi și nevoință, nu sporești dacă nu faci efortul să respecti poruncile. Adică eu cred că mă rog, dar dacă sufer de o patimă din asta, mai ales de o patimă trupească, evoluția mea e aproape nulă. Adică cred eu despre mine că, bun, e mai bine, sunt mai aproape de Dumnezeu, dar de fapt nu este așa. Până nu și pui în practică, da, nu? Nu faci voia Lui, da, nu se cheamă că, da, îl urmezi cu adevărat. Da, și foarte interesant că în perioada imediat următoare renunțării la alcool, aveam niște stări de bucurie extraordinare, inexplicabile. Și mă gândesc că Dumnezeu trimite asupra fostului dependent harul său, cumva ca să suplinească acea stare euforică, e un soi de beție trează, sau mă mai duceam pe la miezonoptică, când încă se mai făceau în București, și la fel, inexplicabil, simțeam o bucurie interioară extraordinară. Aș zice ceva despre remedii, dacă se poate, rog, tot în ideea că emisiunea noastră are ca scop să
nu știu. Să transmită un mesaj, să transmită un mesaj pozitiv, un mesaj de nădejde în speță, ca să vorbim iarăși în termeni ortodoxi. Da. Nădejdea că se poate ieși din orice patimă dacă te încredințezi lui Dumnezeu. Într-adevăr, nu are pe nimeni de pierdut și dacă m-a salvat pe mine, îi va salva pe toți. Pe mine m-a ajutat mult de tot să merg vinerea la Sfântul Maslu, care este o slujbă pentru vindecarea sufletului și a trupului omului. M-a ajutat să merg în pelerinaj, să mă rog la sfinți și mai ales să mă rog săptămânal la sfinții ale căror moaște sunt în București. An de zile, de pildă, când stăteam la Irina Nicolau, știam că la Biserica Zlătar este mâna patronului meu spiritual, Sfântul Ciprian de Nicomidia, dar e foarte straniu cum nu am simțit impulsul să mă duc, să mă rog acolo. Bun, pe soția mea am cunoscut-o la rând la moaștele Sfântului Dimitrie Basarabov, de pildă, în singurul an când am spus, hai măi să stau și eu, pentru că mi se pare absurd, de ce să fac efortul să stau 10 ore, 12 ore la rând la moaștele lui cu lume venită din toată România, nu înțelegeam rostul ăsta. Bun, acum îl înțeleg, pentru că sfinții sunt într-adevăr prietenii noștri, dacă nu cei mai buni, deși sunt și cei mai buni, sunt cei mai intimi. Pentru că atunci când ai o problemă... Cei mai loiali. Și cei mai loiali, exact. Ultima întrebare, Ciprian Voicilă, în această discuție foarte interesantă și la capătul căreia nu fac decât să mai recomand odată cartea Amintiri din Iadul Beției. Tot ce ai spus este perfect justificat și coerent și totuși, știm bine, există foarte multă lume care privește chiorâși la acest tip de mărturii și de mărturisiri. Totuși faci parte dintr-o generație foarte tânără care, deci, cunoaște toate performanțele și toate, cum să spun, avantajele vieții moderne și așa mai departe și totuși care nu se depărtează de Dumnezeu. Ce le răspundem acestor detractori ai pelerinajelor și ai pelerinilor, ai ritualurilor bisericii pe care ei le diminuează și le reduc la niște forme goale și așa mai departe. Ce mesaj, deci, în încheiere, lansezi din acest punct de vedere către această lume sceptică și relativistă? Din experiența mea pot să spun doar atât că Dumnezeu te așteaptă la întâlnire la momentul oportun. Nu pot să le spun nimic scepticilor. Scepticii rămân sceptici. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. De la Birt la Sfântul Munte, de la întunericul dependenței la lumina libertății prin credință. Așa s-ar putea sintetiza parcursul pe care Ciprian Voicilă îl descrie cu har în cartea sa apărută la editura Areopag și în finalul căreia citim. Un teolog renumit spunea că în ortodoxie păcătuim individual, dar ne mântuim numai împreună, în Biserica lui Hristos. Eu cred că am scăpat din iadul beției tocmai pentru că cineva s-a rugat cu durere pentru mine. Emisiunea Teme Deschise s-a încheiat. Îi mulțumesc lui Ciprian Voicilă pentru prezență. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Cu bine! It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my babe, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips.